Stimați invitați speciali, reprezentanții instituțiilor publice naționale și locale, civile și militare, membrii și simpatizanții ai asociației noastre, iubitori de pretutindene aeronauticii militare române. Avem onoarea să vă urăm un bun venit la manifestările aeronautice dedicate omagierii generalului aviator vrâncean Andrei Popovici. În deplin acord cu manifestările dedicate aniversării anul acesta a 110 ani de aeronautică militară în România, Asociația Mărăști 1917 Mareșalul Averescu continuă astăzi comemorarea fabuloasei personalități aviației militare, generalul vrâncean Andrei Popovici, comandantul eroicului grup 2 aeronautic în bătălia aeriană de la Mărășești, în contextul împlinirii anul acesta, la data de 14 august, a 140 de ani de la nașterea domniei sale, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Personalitate remarcabilă a aeronauticii române, generalul aviator Andrei Popovici a fost printre primii piloți brevetați ai României, comandant de școală militară de aviație la începuturile înființării sale, comandantul celui mai important grup aeronautic, grupul 2 aeronautic, în campania aeriană pentru salvarea României, în vara de foc a anului 1917, comandantul primei instituții de învățământ aeronautic din România Mare, grupul 4 aviații instrucție, dezvoltator de industria aeronautică națională, cu merite în înființarea și construirea de avioane la fabrica Astra din Arad și IAR Brașov, fondator al Aeroclubului Regal al României, director al Companiei Naționale de Transport Aerian în perioada interbelică, liniile aeriene române exploatate de stat. Pentru marcarea, așa cum se cuvine, celor 140 de ani de la nașterea marelui aviator, am organizat acest eveniment deosebit în locul de naștere al generalului Andrei Popovici, dorând să lăsăm istoriei acest moment prin dezvelirea unei plăci comemorative din marmură în amintirea sa. Așa cum se cuvine, vom începe activitatea de astăzi prin intonarea imnului național al României împreună cu detașamentul de excelență al bazei aeriene de instruire și formarea personalului aeronautic Aurel Vlaicu din Boboc, sublocotenenți piloți, promoția Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă 9023 și ridicarea drapelului tricolor pe catarg. Detașament baliat, detașament drept, pentru onor înainte. Domnul comandor în rezervă, lector universitar dr. Jenel Tănase, președintele Asociației Mărăști 1917 Mareșalul Averescu, să ia cuvântul pentru a prezenta semnificația acestui grandios moment de mare amplitudine și simțire pentru istoria aeronauticii din România. Am onoarea să vă salut, nici nu știți câtă bucurie simt astăzi, pentru că toți deopotrivă, toate instituțiile care puteau să facă ceva,
în memoria acestui mare general aviator al aviației militare a României, poate cea mai fabuloasă și cea mai importantă personalitate din perioada romantică a aviației și în perioada interberică, generalul Andrei Popovici. Și aici mă refer la instituția militară, la statul major al forțelor aeriene, prin persoana domnului general Pană, care a aprobat această activitate, sucursala regională CFR Galați, care din primul moment a achesat la proiectul nostru, primăria comunei Cotești și un primar minunat care a făcut tot ce s-a putut ca să ne desfășurăm activitatea în condiții excelente. De asemenea, acești copii minunați care tot timpul știu să păstreze în amintirea lor ceea ce este mai demn, mai frumos din istoria aviației noastre militare. Despre generalul Andrei Popovici, să știți că am început un proiect acum 5 ani. Îl știam, pentru că sunt profesor de istoria aeronauticii, îi știam grandioasa personalitate, dar nu înțelesesem profunzimea acestui caracter de excelență. Și încă mai avem multe, foarte multe de descoperit și l-avem aici pe moștenitorul domniei sale, domnul Radu, strănepotul generalului aviator Andrei Popovici. Eu mă bucur foarte tare că a putut să fie aici și vom depăna multe amintiri și probabil vom afla și mai multe din intimitatea acestui om, care este creatorul a tot ceea ce s-a întâmplat în aeronautica românească. Deci, în primul război mondial, în perioada interberică, a fost demobilizat după începerea campaniei din Basarabia, dar are și marele merit, fiind și cumnat cu savantul Harry Coandă, de a fi făcut parte din grupul de lucru care l-a adus în țară pe marele pionier al aviației române în 1967. Tot în acel an, pentru că avem o poză aici în sala de așteptare a gării de la Cotești, tot în acel an, după ce l-a primit la aeroport la Băneasa, pe Harry Coandă, la 13 august, generalul aviator Andrei Popovici, și îi spun generalul Vrâncean Andrei Popovici, pentru că este născut pe aceste locuri, s-a stins din viață pe data de 13 august 1967. Deci noi n-am făcut altceva decât să venim pe acest loc. Istoria ne spune clar și documentele de arhivă că este născut în stația Cotești, comuna Golești, era plasa marginea județul Râmnicu-Sărat, acum este stația CFR Cotești, comuna Cotești, județul Vrancea. Deci ne l-am asumat și ne bucurăm că putem avea pe lângă alte momente extraordinare în istoria națională, de fapt din istoria Vrancei, care dezvoltă istoria națională a aeronauticii, și această mare personalitate. Eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor care au avut posibilitatea și au avut plăcerea ca să răspundă invitației noastre de la toate nivele. Poate n-aș vrea ca să le nominalizez, dar îi văd și în stânga și în dreapta pe toți cei care cred că simțeau și trebuiau să fie aici. Încă o dată mii de mulțumiri și acest moment sper să rămână în amintirea noastră ca un moment care face parte din viața intimă a fiecăruia și de ce nu din viața marei familii a aviației militare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comandor! În continuare, îl invităm pe domnul comandor Cristian Manolachi, șeful structurii de resurse umane din statul major al forțelor aeriene, să prezinte mesajul comandantului forțelor aeriene române, domnul general locotenent Viorel Pană. Mesajul șefului statului major al forțelor aeriene cu ocazia aniversării a 140 de ani de la nașterea generalului aviator Andrei Popovici. Onorată asistență, stimați invitați! Forțele aeriene române sunt deosebit de onorate să participe astăzi alături de dumneavoastră la activitățile ocazionate de aniversarea a 140 de ani de la nașterea generalului aviator Andrei Popovici, fiul al acestor meleaguri încărcate de istorie. În acest an, aniversăm 110 ani de la înființarea aeronauticii militare.
În acest context, ne amintim faptul că în Galeria Zburătorilor Români din Aeronautica Militară, generalul aviator Andrei Popovici ocupă un loc deosebit, pe care și l-a dobândit printr-o excepțională activitate desfășurată în vremurile de început pentru crearea și dezvoltarea aviației militare și civile naționale. Ne aducem aminte și elogiem această personalitate marcantă a aeronauticii române, Andrei Popovici, care, prin cariera sa de excepție, a contribuit în vremurile de început ale aeronauticii militare la afirmarea și dezvoltarea acestui domeniu fascinant. Vă îndemn să găsiți resursele spirituale și fizice necesare pentru a continua această frumoasă tradiție și pentru a duce mai departe valorile și istoria aripilor românești. Noi, forțele aeriene române, vom fi întotdeauna alături de dumneavoastră și vom face tot posibilul pentru a vă sprijini în inițiativele și proiectele viitoare. În încheiere, dorim să vă asigurăm că, în patria atâtor și atâtor eroi, forțele aeriene române vor fi mereu la înălțime, indiferent de vremuri și vreme, pentru a asigura securitatea națională și a apăra hotarele patriei. Cer senin, semnează pentru șeful statului major al forțelor aeriene, domnul general de flotilă aeriană, Leonar Gabriel Baraboi. Stimați invitați, are loc dezvelirea plăcii comemorative. Rugăm în aplauzele dumneavoastră pe reprezentanții Asociației Mărăști 1917 Mareșalul Averescu, Statului Major al Forțelor Aeriene, Sucursalii Regionale CFR Galați, Primăriei și Consiliului Local al Comunei Cotești, care s-au îngrijit de realizarea acestei plăci, și pe strănepotul generalului aviator Andrei Popovici, domnul Radu Gabriel, să participe la dezvelirea sa. Albăstrită, da? Am ieșit din tiparele. Iar emblema este desenată, este emblema aeronautice a piloților militari din primul război mondial, unde generalul era major atunci și era comandantul grupului 2 aeronautic de la Tecuci, care a luptat în zona asta. Deci noi îi datorăm, practic, oprirea Breșei puterilor centrale la Mărășești. Se binecuvintează această placă comemorativă Harul Preasfântului Bunului de Viață Făcătorului Domnul Hristos, firea cu aceasta văsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează această placă comemorativă Harul Preasfântului Hristos, firea cu aceasta văsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează această placă comemorativă cu Harul Preasfântului Duh, prin stropire cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și bunurea și în vecii vecilor. În semn de omagiu și profundă apreciere pentru toată activitatea generalului Popovici Andrei, aeronavele din dotarea Școlii Aripilor Românești de la Boboc ne vor oferi un spectacol aerian special, survolând spațiul aerian deasupra locului în care primul comandant al primei instituții de învățământ aeronautic din România Mare s-a născut. Baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Blaicu este în prezent o instituție de învățământ militar aeronautic care instruiește în sistem interarme personalul statului major al forțelor aeriene, precum și personalul specializat pentru forțele navale, forțele terestre și al celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Baza aeriană Boboc dispune de o platformă multiplă. Baza aeriană cu trei tipuri de aeronave, pe de o parte, iar pe de altă parte, o platformă complexă de învățământ aeronautic de sol. Este versatil și poate executa o multitudine de misiuni, iar după ce este bine stăpânit în faza întâi, deschide calea pentru a pilota orice tip de elicopter. Din echipaj fac parte locotenent Alinescu George, cu 750 de ore de zbor, locotenent Prevențiu Georgiana,
Distinși invitați ai autorităților publice centrale, locale, domnule primar al Comunei Cotești, stimați camarați de toate armele și din Sistemul Național de Apărare, doamnelor și domnilor invitați, am onoarea să vă salut. Nu aveam cum să lipsesc de la această deosebită activitate, mai ales că nu puteam rezista sufletul impetuzității domnului comandor Jenel Tănase, dar am un motiv anume de a fi prezent aici, și anume faptul că baza 91 logistică a forțelor aeriene, singura mare unitate de sprijin logistic a forțelor aeriene, poartă denumirea onorifică general aviator Andrei Popovici. Și în acest context aș dori să vă spun câteva cuvinte cum am ajuns la această denumire onorifică. Eu am ajuns la Otopen, la baza 91, în 2015, și în momentul respectiv se discutau, printre altele, și despre heraldica și denumirea onorifică a bazei, și se vehicula numele generalului aviator Andrei Popovici, despre care vă mărturisesc cu toată sinceritatea, la momentul respectiv nu știam aproape nimic. Este evident că este meritul domnului comandor Jenel Tănase, care la momentul respectiv era șeful personalului și mobilizării statului major al Forțelor Aeriene, și fiind istoric de profesie, a avut amabilitatea să ne sugereze personalitatea generalului aviator Andrei Popovici. Evident că am început să ne documentăm tot pe baza materialului documentar pe care domnia sa ne l-a pus la dispoziție, și evident că am trimis toate cele necesare comisiei de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale. În aprilie 2017 ni s-a aprobat heraldica și denumirea onorifică. Și vă spun cu toată mândria că a fost un moment foarte important pe linia tradiției militare a bazei și a forțelor aeriene române. Evident că până la momentul respectiv ne-am elucidat vis-a-vis de marea personalitate care a reprezentat-o generalul aviator Andrei Popovici. Evident, la momentul respectiv, având în vedere că din aprilie 2017 deja eram o mare unitate cu blazon, între ghilimele, pentru că ne mândrim cu acest lucru, am transmis acest lucru tuturor comandanților de forțe aeriene române, și nu mică mi-a fost surpriza când am fost întrebat de mai mulți comandanți, le-am trimis și un mic istoric al generalului aviator Andrei Popovici, și nu mică mi-a fost nedumerea, în special pe vremea aia comandorul Trandafir Alexandru, zis și monstru, era comandantul bazii 86, m-a sunat personal să-mi spună: domnule, este incredibil, noi tot timpul ne-am raportat doar la eroi, piloții eroi care și-au dat viața în luptele aeriene, dar nu știm nimic despre acești oameni care au contribuit în mod intens și definitoriu la dezvoltarea aeronauticii în România și aeronauticii militare în particular. A fost un moment pentru mine deosebit de important. Și în începând de la acest moment am început să facem demersul necesar de a afla mai multe lucruri despre generalul aviator Andrei Popovici. Este ca un făcut că în acest an în care practic aniversăm 110 ani de aeronautică militară, să descoperim mai multe izvoare, documente care stau la baza sau care vor sta la baza editării unei cărți despre viața și personalității generalul aviator Andrei Popovici, pe care o vom scoate probabil în preajma zilei de 25 octombrie și evident că o să vă invităm pe toți cei care sunteți prezenți aici să participați la această activitate. Va fi ceva deosebit, încerc să fac această activitate la Cercul Militar Central și o vom face. Evident că între timp am descoperit foarte multe lucruri importante, inclusiv faptul că generalul aviator Andrei Popovici este înmormântat în cimitirul Belu, în cavoul familiei Henry Coandă. El a fost cumnat cu Henry Coandă și bănuiesc că știți toată lumea cine a fost Henry Coandă. Acum aflați și cine a fost și generalul aviator Andrei Popovici. De asemenea, nu mică ne-a fost surpriza să constatăm că încă mai există urmași pe linia feminină, aș putea spune, sau, mă rog, încă n-am elucidat treaba asta, vom face și arborul genealogic, vom reconstituie. Evident, o să îl invit lângă mine și să-l aplaudăm pe domnul Radu Gabriel, care este strănepotul domnului general aviator Andrei Popovici. Și care, datorită mamei sale care trăiește în Pitești,
ne-a pus la dispoziție multe amintiri de familie care vor apărea cu siguranță în cartea care va apărea, cum v-am spus, și care va dezvolta viața și activitatea general aviator Andrei Popovici. Mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră în aceste momente deosebite. Nu puteam lăsi, după cum v-am spus, la lucrurile astea, iar activitățile care stau la baza revelării personalității general Andrei Popovici nu se vor opri aici. Avem și alte activități pe care le vom organiza atât la otopeniul din sediul bazei, precum și în alte locuri, locuri în care baza logistică are unități subordonate. Nu rămâne decât să mulțumesc în primul rând domnului comandor Tănase Janel, care m-am spus nu pot scăpa pe el, dai afară pe ușă și intre pe geam, dar nu este caz. Între noi militare există această solidaritate pentru felul în care gândește toate momentele astea de istorie și de tradiție militară, care te practic ne leagă de istoria noastră și ce ne spunea un mare istoric, cine nu își cunoaște istoria, nu are viitor. Drept pentru care nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră și îmi permit cu această ocazie sub asistența domnului comandor și Asociației Mărești 1917 Mareșal Averescu să ofer plachete, medale omagiale pe care noi, baza logistică, le-am scos cu ocazia aniversării a 140 de ani de la nașterea generalului aviator Andrei Popovici. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc dumneavoastră și familia dumneavoastră multă sănătate și să ne vedem și în alte momente deosebite. Pe curând! Este medalia și portretul general aviator, care să ieșim în poză. Toate pozele astea sau o parte din poze vor ieși și în această carte, dar dacă v-ați cază, vă scoate și alte ediții. Mulțumim, puteți aplauda! În următoarele momente ne va prezenta onorul din aerii aeronava IAR-99 Standard, care este primul avion reactiv proiectat și realizat integral în România, iar întrebuințarea sa principală este aceea de avion de antrenament și instrucție, fiind capabil să asigure misiuni de atac la sol. Deci să acordăm în sprijin total acestui eveniment, care cred că până acum a ieșit foarte bine. Urmează cât de curând aici, în partea stângă, în biroul ăsta aici, să amenajăm și un muzeu pentru în memoria generalului Popovici și vă mulțumim pentru invitație. Să trăiți!
În continuare, îi adresăm rugămintea domnului Bolovan Ion Dorel, primarul comunei Cotești, să ia cuvântul. Am să vă spun și eu câteva cuvinte, foarte puține, în semn de prețuire pentru personalitatea celui care a fost Andrei Popovici și în semn de prețuire pentru prezența dumneavoastră, pe care eu o consider foarte importantă, și am să vă spun două, trei cuvinte. În calitate de gazdă acestui semnat eveniment, vă doresc tuturor celor prezenți un călduros bun venit. Asemenea, altor momente importante din istoria locală, momentul pe care îl evocăm astăzi, și anume omagierea generalului aviator lucean Andrei Popovici, la 140 de ani de la naștere, precum și dezvelirea plăcii comemorative, eveniment realizat prin strădania Asociației Mărăști 1917, Mareșal Averescu, respectiv a domnului comandor aviator, lector universitar, dr. Janel Tănase. Ne fac mândri că suntem locuitori acestor meleaguri și mândri cu asemenea înaintați despre care istoria cu siguranță va vorbi în viaturile următoare. Vă mulțumesc pentru prezență! Vă mulțumim. Pentru promovarea imaginii generalului aviator Andrei Popovici, patronul spiritual al bazei 91 Logistica a Forțelor Aeriene Române, comandantul bazei, domnul colonel Laurențiu Hodorogea, acordă medalia comemorativă general Andrei Popovici 140 următoarelor personalități care s-au remarcat în această nobilă activitate. Personalitățile medaliate vor fi prezentate de domnul comandor, lector universitar, dr. Janel Tănase, președintele Asociației Mărăști 1917, Mareșalul Averescu. Da, îmi revine deosebită onoare să dau listă citirii în numelui personalităților care vor fi medaliate de comandul bazei 91 Logistica Forțelor Aeriene, general aviator Andrei Popovici. De la prefectura județului Vrancea, o medalie pentru domnul prefect Nicușor Halici și una pentru domnul Iorga Marius, care este prezent aici. Și pentru domnul prefect. Vă rog. Este o onoare deosebită să mă aflu astăzi printre dumneavoastră, ca reprezentant al instituției prefectului Vrancea și, bineînțeles, a domnului prefect Nicușor Halici. Vă mulțumesc din suflet. Este o onoare pentru noi și o bucurie pentru noi, toți vrâncenii, să avem astfel de personalități în județul nostru. Sincer, așa cum a spus și domnul comandant, dânsul poate știa câte ceva, eu nu am știut absolut nimic de viața sau de faptul că domnul general Andrei Popovici s-a născut pe meleagul vrâncene, mai ales aici în Cotești. Doamna viceprimară Alexandra Tătaru, și am rugămintea ca să-i mâneze o medalie și domnului primar Cristi Misăilă. Comandor Manolache Cristian, șeful Oficiului Personal și Mobilizare, care ne-a onorat astăzi cu prezența, îi mulțumim foarte mult. De la regionala CFR Galați, oameni minunați care ne-au sprijinit, domnul inginer Oprea Gabriel, domnul director al regionalei CFR Galați. Domnul colonel Vasile, care este reprezentantul militar la
regional a Galați. Domnul Michael Ciuc Teofil, colonel în rezervă. Domnul șef de stație Coteș, domnul Enoiu, fratele colegului meu de clasă de liceu militar. Domnul Vițelariu este? Domnul Manu, de la regionala CFR Galați. Nu. De la primăria Coteș, domnul primar Bolovan. Ați adus și echipa? Sunt viceprimari, secretarul este? Dacă nu sunt, au pierdut. Domnul secretar? Domnul Manta este? Haideți, domnul secretar general. A pierdut trenul, vroia să plece. Domnul viceprimar? Haideți, domnul Mohârță. Părintele de la Coteș? Luați și pentru colegul, vă rog frumos, pentru că ați răspuns prezent și eu vă mulțumesc foarte mult. Domnul Vlășceanu? Domnul Maior în rezervă, e colegul meu, șeful geniului de la grupul aviației Școală Legătură Faza 1. Ne-a ajutat foarte tare cu... Reprezintă aviație. Și nu numai. Domnul strănepot al domnului general Popovici, domnul Radu Gabriel. Danții și am rugămintea ca să faceți dumneavoastră oficiu, să preluați din medaliile celor care nu sunt aici și dacă am scăpat ceva din asistență, veniți lângă mine. Mai aveți medalii? Pentru șeful statului major al forțelor terestre, domnul general Maior Ciprian Marin, să știți că tot timpul a fost alături de noi și ne-a aprobat orice proiect. La fel pentru domnul general de brigadă, dr. Pompiliu Mocanu, șeful resurse, locțitorul pentru resurse. Totul. Pentru domnul colonel Sorin Ștefan, șeful oficiului personal și mobilizare. Domnul general major Claudiu Sava, comandantul diviziei 2. Pentru domnul general de brigadă Turculeț, comandantul componentei terestre. Pentru domnul colonel Claudiu Ștefan Toport, comandantul brigăzii 282. Pentru domnul colonel Daniel Condruz, comandantul brigăzii 8 la Rom, aici. Pentru domnul colonel Cerban, comandantul CMZ. Pentru domnul colonel Danțiș, prietenul nostru.
Pentru doamna decan al Facultății de Management Aeronautic de la Academia Forțelor Aeriene, doamna Guranda Mihăliță. Pentru domnul inspector șef Isu Vrancea, domnul colonel Chișcop, domnul colonel Oprea Gabriel, mulțumim frumos! Pentru domnul inspector șef Inspectoratul Județean de Jandar Vrancea, domnul colonel Adrian Babiș, domnul locotenent colonel Miaut Alexandru, părintelui Neagu de la Boboc, care ne-a onorat cu prezența astăzi. Și dacă îmi permiteți, de la asociația noastră, domnul colonel, domnul inginer major dr. Lăscan Cătălin, care este secretarul general. Domnul economist Ciolan Neculai, care este președintele nostru fondator. Cele două fete frumoase care v-au prezentat astăzi această manifestare, domnișoare sublocotenent Rud Drăgușin și un Laura. Domnul caporal Porumb, care este inima avionului nostru. Haideți, domnul Porumb. Domnul Coca Cătălin, cenzorul asociației. Haideți, domnul Porumb. Domnul Aldea, Nicoară și Mane. Comandantul unității militare de la Cotești. Domnul Stănilă. Domnul Stănilă Sorin. Domnul Hormuzac este, care ne-a realizat această placă frumoasă. Da? Domnul Buzoi Dan, de la președintele Asociației Cadru Militare de Rezervă și Retragere. Și acum special pentru detașamentul de excelență al bazei aeriene de instruire de la Boboc, o să acordăm o singură medalie șeful clasei cu promisiunea că mă voi revanșa eu în felul meu, așa cum știți voi, da? Mulțumim tare frumos, a fost mereu sufletul și ceva așa care m-a întărit întotdeauna să merg mai departe. Fără voi nu puteam să facem ce am făcut astăzi aici. Le dau o lucrare, dar toți 10 le pun. Da. Cam... Da. Numai, gata. În momentele care... În ultimul rând, aș dori să ofer această medalie
omageală domnului comandant în rezervă, Jean Tănațe, care practic este organizatorul acestei activități. Aș dori să invit în fața dumneavoastră pe elevii școlii gimnaziale Victor Slăvescu din Codești, care ne-au pregătit câteva cântece patriotice. Curește, așa-i românul când este iubit, ca și stejarul când e înverzit. Așa-i românul când este iubit, ca și stejarul. Thank you.
Oameni care și-au dorit viața unui lucru mai important decât ei înșiși, țării și dragostei de patrie. Și atunci aceasta este datoria noastră să le cinstim memoria și să le gândim la ei cu drag. Ei sunt eroii noștri. Pui de lei de Ioan Enițescu. Eroi au fost, eroi sunt încă. Și-ar fi în neamul românesc, căci rupți în canditare stâncă. Românii ori și unde cresc. E vița noastră făurită de doi bărbați cu brațe tari și cu voința oțelită, cu minți deștepte, inim mari. Și unul-i Decebal cel harnic, iar celălalt Traian cel drept. Ei pentru vatra lor amarnic au dat cu atâția dușmani piept. Și din așa părinți de seamă, în veci s-or naște luptători, ca pentru patria lor mamă vor sta ca vrednici următori. Au fost eroi și o să-l mai fie, și-or frânge dușmanii cei răi, din coasta Daciei și a Romei, în veci s-or naște pui de lei. Thank you.
Felicitări! De toate, toate forțele noastre sunt ale lor! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi astăzi alături de noi și sperăm că ați petrecut un moment special cu și despre oamenii speciali ai categoriei de forțe de elită a Armatei Române, aviația militară. Cer senin multă sănătate și fericire! Mulțumim! Acum o să facem un parastaz de pomenire. Am organizat niște locuri, am vrut să fie tot aici în gara, da? Deci o parte aici în sala de așteptare și ceilalți afară, da? Sau nu ceilalți, ceilalți prietenei mei, da? La umbra. E ok? Mulțumim tare frumos! Să știți că ce simt eu acum, poate prea puțin am simțit în alte momente din cariera asta mea, care e un pic lunguț așa. Da, mulțumesc mult!